apare o nouă cultură organizațională, rotația joburilor, ce presupune un angajat experimentează pentru scurt timp postul unui alt angajat, ce obține mai multe skill-uri. Care sunt beneficiile? Angajații câștigă experiență, crește motivația și satisfacția lor. În studiul Gallup din 2021 se arată că doar 15% dintre angajați se implică cu adevărat. Scade rata demisiilor, forța de muncă devine mai flexibilă. Dezavantaje? Poate fi costisitoare, aduce disconfort pentru angajați. Siemens Olanda a introdus un astfel de program din 2005 pentru toate diviziile, iar Santander folosește programul pentru a aduce femeile în poziții de top cât mai rapid. Mergem la Adrian Dragomir, cofondator Termene.ro. Salutare! Suntem într-o discuție antreprenorială, încă nu vă putem vedea. Abia acum. Am crezut că avem o situație tehnică pe care nu putem să o recuperăm. Bun. S-a schimbat rolul de pe acolo. Tehnicianul vine o sadă și acum face, nu știu, clătite. Exact. S-au schimbat rolurile și cine știe cine a ajuns în locul regizorului de emisie și cine o fie acum în locul celuilalt angajat. Care... Da, bun. Apropo de asta, putem aplica și în România un astfel de sistem? Schimbăm joburile așa din mers unul cu altul și dacă da și dacă nu, ați face-o? Adică ați aplica în companiile dumneavoastră? Și cât de eficient e până la urmă? La câte tâmperii s-au tot auzit și s-au încercat în ultimii ani. De ce nu? Hai să încercăm și pe asta. Un an plus. Eu sunt tare curios de unde tot apar scuțile astea, pentru că trebuie neapărat să-mi fac o listă totuși, pentru că în ultima vreme văd un trend cu tot felul de idei de-astea năstrușnice, care mai de care... Nu, bineînțeles că nu. Eu înțeleg că fac companiile mari și foarte mari niște teste, dar ceea ce nu ne spun studiile astea este pe ce procent din angajați a fost făcut acest test, pe ce categorie de roluri și de angajați, dacă au fost afectate departamentele critice din cadrul companiei. Că, serios acum, ce vor să ne spună? Că ar trebui în companiile unde, nu știu, avem urgențe, că sunt tot timpul urgențe, trebuie să livrăm un proiect către client în 2 săptămâni. Și o să mă apuc acum oamenii care sunt dedicați pe proiect să le spun, știți, hai să mai facem noi o fluturică pe aici, să mai facem un artificiu și hai să mai vedeți cum este și prin alte poziții. Sunt extrem de contextuale situațiile în care poți să faci astfel de experimente și vedem aici și dezavantajele. Sunt extrem de puține, cu siguranță că sunt mult mai multe decât cele listate. Eu revin la punctul meu de vedere. Oamenii au nevoie de predictibilitate și de stabilitate la locul de muncă, au nevoie să devină buni și foarte buni pe lucrurile pe care le fac, au nevoie să fie ajutați de tehnologii, în special că s-a vorbit și mai devreme de inteligența artificială. O mică mențiune din punctul meu de vedere, nu se compară cu nimic din istoria omenirii ceea ce urmează să se întâmple. Nici cu focul, nici cu revoluția industrială, cu absolut nimic. Deci nu suntem pregătiți sub nicio formă. Vine un tsunami, este un cataclism, cataclismul cu ghinimelele de rigoare, impactul de nivelul, poate, dispariției dinozaurilor. Cam ăsta va fi impactul, ceea ce va face inteligența artificială printre noi. O să vedem, în 2-3 ani de zile. Bun, întorcându-mă la povestea asta cu schimbatul rolurilor. Deci dacă ofer lucrurile astea angajaților, ulterior poți să vii și să spui, ok, uite, la noi în companie, sunt niște oportunități. Avem nevoie, am crescut, compania crește sau avem nevoie să edităm materiale video. Dau un exemplu. Și vă dau un exemplu concret. L-am pățit eu acum 2-3 săptămâni, în care exact asta era situația în care mă afla. Am intrat pe canalul principal dintr-o companie și am zis, ok, dragilor, este cineva care și-ar dori să învețe o competență, un skill nou, ca și hobby, ca și pasiune? Zic, uite, este nevoie de cineva care să editeze materiale video. Noi vă punem la dispoziție următoarele resurse. Dacă cineva vrea să învețe chestia asta, noi suntem dispuși să sprijinim cu cursuri, să vă trimitem la cursuri, să plătim și așa mai departe. Și ulterior vedem de ce se întâmplă. Și bineînțeles că mi-au răspuns 6 sau 7 angajați dintr-o companie cu aproape 100 de oameni, dintre care, din cei 7, unul s-a apucat de treabă. Și interesul a fost foarte mare, după care și-au dat seama că stai că n-avem timp, mai avem și familii, mai avem și alte lucruri, mai avem și alți personal, când să mai învățăm noi alte skill-uri. Și asta în condițiile în care a fost la alegerea lor pe ceva care a fost prezentat ca și o oportunitate de a învăța ceva ce-ți dorești. Păi să mă muți de pe postul meu în alte poziții unde poate că nu-mi doresc, să mă pui tu în locul
Maricica sau lui Floricica sau lui Marian, pe care nu-i suport din tot sufletul meu, că nu-i suport, de când m-ați angajat, eu nu-i suport pe oamenii aia. Care sunt șansele să iasă ceva constructiv de aici? Nu contest însă nevoia de școlarizare, de educare și ce să fac să mergem. Astea cu siguranță sunt valoroase. Din nou, oamenii care vor. Trebuie să ieșim din paradigma asta. Noi, antreprenorii, trebuie să înțelegem că noi nu putem să schimbăm pe nimeni, nu putem educa pe nimeni și tot ceea ce putem să facem este să creăm culturi organizaționale în care oamenii care vor se pot dezvolta, pot învăța și pot crește. Iar ceilalți care nu vor, pur și simplu să le învățăm foarte repede care sunt limitele și care sunt limitele din de vedere al competențelor și să ne asigurăm că pentru banii pe care îi plătim, oamenii au niște responsabilități concrete pe care trebuie să le livreze astfel încât lucrurile să fie în echilibru. Atât de simplu. Știți că am tot povestit și s-a tot povestit de Google. Ce face Google-ul? Ce cultură extraordinară, organizațională, cu mâncărică, cu lucra de acasă, cu proiecte pe care ți le alegeai și lucrai. Senzație! Săptămâna trecută citeam un articol, cred că la HBR, la Harvard Business Review, ce mare tragedie este printre angajații Google, nu puțin, peste 10.000, care au fost concediați, cum? Pe e-mail. Nu i-a sunat nimeni, n-a stat nimeni de vorbă cu ăla. Pur și simplu am primit un mail sec, începând de astăzi, ne pare rău, încetăm colaborarea. Gata, pa! Un mail în mod cert scris de ChatGPT. Poate că un ChatGPT. Oricum, selecția, din cum arată zvonurile din piață, selecția a fost făcută de un robot cu inteligență artificială. Cum dai 10.000 de oameni afară sau 20.000 sau oricum multe disponibilizări care au fost pe prima pagina ziarelor în ultima perioadă? Dragilor, cu mici excepții, nu contest că nu sunt și excepții, dar sunt excepția, sub nicio formă nu sunt regula, pentru că asta este psihologia umană și de aia te-a putut antreprenoriat. Antreprenori și companiile investesc în toate chestiunile astea de cultură organizațională, în team building, în toate lucrurile astea, vezi, Doamne, pentru fericirea angajaților, ca să-și manipuleze angajații să devină mai eficienți. Punct. Ăsta este motivul principal. Există excepții, mă întorc, nu contest, dar ăsta este motivul principal. Și existau tot timpul argumente, nu că nu e așa, că uite Google, că uite Facebook, și eu zic, ok, așa este. Până când au găsit o inteligență artificială care a eficientizat activitatea oamenilor și au dat pe ăștia afară cu un mail. Acum n-au mai fost umani? Nu i-au mai interesat de oameni? Nu cumva e o ipocrizie aici pe undeva? Că este. Păi bun, și atunci cum ar trebui să arate această cultură organizațională? O cultură organizațională eficientă, care să încurajeze și de fapt cum ai putea să încurajezi oamenii să învețe noi skill-uri dacă din exemplul pe care ni l-ați dat dumneavoastră am văzut că de bună voie și nesilit de nimeni omul s-a apucat de treabă și după o săptămână, două, trei a lăsat totul baltă. Să-i dai mai mult timp. Cum îi dai mai mult timp? Singura variantă pe care eu o văd și pe care am văzut-o că funcționează este de a crea contexte. Deci creez contexte în care oamenii pot face și lucrurile astea dacă aleg și dacă decid ei. Ori de câte ori intervenim noi în viața lor și depășim limita să spunem, facem așa, aud albul și la noi în companie toată lumea citește. Să mor eu, scuzați-mi expresie, serios. Păi sunt oameni care nu mai procesează informația citind. Da? Acum generațiile noi procesează și acumulează și asimilează informația ascultând podcast-uri sau văzând video-uri. Da? Cu aia ce fac? Îi forțez să întreprindă o activitate care nu le face plăcere și care mai mult nu va avea alt rezultat decât să-i alieneze față de ceilalți colegi care vin în această întâlnire săptămânală sau lunară în care fiecare povestește ce carte a citit și împărtășește din experiența lui. Nu zic că nu sunt bune. Perfect de acord. Dar doar cu oamenii care vor să citească. Asta este perspectiva mea. E foarte mișto să ai o zi, să compania să aloce o oră sau să creezi un astfel de context, dar să fie doar pentru acei oameni care vor să citească. Da? Sunt alții care vor să învețe altfel. Hai să creăm și pentru ceilalți conteste. Soluția din punctul meu de vedere este ca lucrurile să fie, e superficial cuvântul, corecte. Corecte însemnând echilibrate, autentice. Okay, să nu mai umblă cu șopăr la spor român. Băi, nene, eu am un business, uite ce vreau să fac, uite unde vreau să ajung, uite care e misiunea și viziunea mea peste 50 ani, da? Uite ce poți să faci tu, lucrând alături de mine în compania asta și alocându-ți resursele, timpul, energia, până la urmă, o parte semnificativă din viața noastră, alături de mine și de business-ul meu. Și în momentul în care o discuție de genul ăsta autentică cu oamenii, se rezolvă toate celelalte de cultură și toate chestiile care, de fapt, cultura organizațională este o consecință a comportamentelor pe care le au oamenii în organizație. Punct!
am fost în atâtea zeci de companii unde au pe pereți scrise frumos valorile, desenate. Nu le știe nimeni. Nici onorul nu le știe, nici patronii nu le știu. Le-au pus că a venit un consultant și le-a spus viziunea și misiunea. Arată bine, dă bine. Bun, domn Dragomir, da. Vă mulțumim în primul rând pentru sinceritate și pentru discursul liber, fără perdea și fără anumite obstacole impuse, așa. Mulțumim, vă mai așteptăm la noi ca de obicei. Deocamdată... O zi plăcută. Mergem și noi un pic mai departe.